venit la Încearcă să nu te sperii challenge, unde doar 0,001% reușesc să câștige. Vom începe cu un videoclip de dificultate ușoară. Primul film la care vom reacționa se numește The Couch. Hai să vedem, ăsta e de dificultate ușoară, bro, let's go. The Couch, adică canapeaua. Ok, de se pare că și-au pus canapeaua aici. O întreabă dacă a luat-o de la magazin. Și că da, am luat-o de la secțiunea de gratis. Adică a luat canapeaua gratis. Tare am impresia, fraților, și am impresia că n-am avut de vedere că suntem într-un film horror cu o canapea. Canapeaua e bântuită, 100%. Ai ceva? Ai nevoie cu altceva? Ai nevoie de ajutor cu altceva? Bine, ne mai vedem. Asta era vecinul ei. Bro, deci a luat canapeaua gratis. Mă, dar canapeaua e foarte mișto, man. Trebuie să fie ceva. Deci e gratis canapeaua, bro. Hopa! Băi, cineva sub canapea? Oh my god! Fraților, eu cred că știu ce canapeaua e gratis. E cineva în ea? Băi, cineva în ea? Hai să vedem. Bă, eram sigur! Bă, da, ați văzut acolo că s-a mișcat! Oh my god, man! Oh my god! Bă, uitați-vă la ciudatul ăsta! Oh my god, bro! Bă, ciudatule! Băi! Se uită la ea cum doarme. Bă, ciudatule! A, nu i-a făcut nimic, s-a trezit dimineață. A, oh, și-a găsit canapeaua tot așa. Bă, dar ce-a făcut ăla? A intrat la ea în casă, cine, dar acum unde se ascunde? E tot sub canapea? Și iese de acolo doar noaptea? Oh, a găsit un pahar de apă. Cred că nu și-a adus aminte că ea să fi băut apă. Da, da, ce contează? Uite și cutia de cereale. Bă, ăla-i ceva o malstrăzi, man. Care aveai să mănânce și să bea. A nevoie de cereale. Ok, a, iară s-a făcut seara. Bă, ăsta este cumva de sub canapea doar noaptea ca să mănânce. Adică, băi, bă, la urmă omul meu vrea să mănânce. Ia vedeți. Iese de acolo doar seara ca să mănânce și să bea. Frățioro, ai o tactică de supraviețuire foarte bună. Deci chiar sunt impresionat de băiatul ăsta. Chiar le gândește foarte bine. Ma. Da, de, ok, nu-mi face doar asta. Se uite și la ea, man. Uite-vă că se uite și la ea când doarme. Asta e suspect. Ok, e suspect faptul, na, situația care ne aflăm e foarte suspectă. Dar na, încercam să scap și eu pe băiatul ăsta de vreo vină. A, sau doar să uite dacă doarme. S-a trezit. Bă, și de-aia se uite suspect, bă, poate ea, fraților, se gândește că s-ar putea să se întâmple ceva. Pleacă de acasă acum. L-a închis pe ăsta în casă. Ia uite-l. Mamă, man. Holy shit, fraților. Asta e ciudat. Și-a uitat telefonul? A văzut ceva acolo? Oh my god, sora mea, mai bine nu te întorceai. A găsit o pungă de chipsuri. Oh my god. Fraților, acum și-a dat seama că aici trăiește cineva, dacă e prea târziu. S-a tras taleta. Nu! Nu! Băi! Doamne, ce ghidion!
Dificultate medie de data aceasta, fraților, filmul The Boogeyman. Let's go. The Boogeyman short horror film. Ia să vedem, uite pe ciudatul ăsta. Mau, deci mă sperie numai când e pe fața ăsta. N-am nimic cu el, bro, dar doar zic. Oh my god, îi face poze luna, băi, ciudat. Au, filmează, ba nu. Oh my god, o filmează, fraților. Lasă-mă să fac un film cu tine, bă, ciudatule. Mamă, man. Ok. Sper să-l prinde cineva. Ok. Mă, e foarte ciudat. Ah! Fraților! A răpit-o pe aia! Voi ați văzut? Sau? Asta e sau asta e alta? Ați auzit ușa? S-a auzit ușa? A auzit-o și ea? Sora mea? Ai auzit ușa? Ce se aude, man? A ieșit afară. Se ascunde asta aici, fiți atenți. Du-te înapoi înăuntru, bro. Du-te înapoi înăuntru. Dar eu cred că i-a intrat în casă, că a zis la efect acolo că door closes, adică s-a închis ușa. Bro, e îmbrăcat ca Michael Myers, fraților. Și-a dat seama, și-a dat seama. Prea târziu, sora mea. Prea târziu aia ai fost. Bro, cât de psihopat să fii, fraților. Bă, întotdeauna m-am gândit dacă oare există criminal în serie. Care gen, îs criminal în serie pe bune, adică omoară oameni, care se îmbracă ca mare criminal în serie ca să-i terorizeze pe aia și mai mult. Adică știi ce zic? Na, e scary să vină unul să te omoare. Bă, da, să vină să te omoare Michael Myers, bă, ești nebun, ai rasne. Adică, Doamne, ferește, bro, ce mare coșmar. Să vină să te omoare, ce pur și pe Michael Myers, ești nebun? Doamne. Sau alți criminali de ăștia. Prea târziu, sora mea, bagă-te la culcare, că na. Dar n-auzi ușa cum se deschide, bro? Ba da! E cineva acolo? Îi bate inima. A închis ușa. Dar nu te uita să vezi ce e, băi. Crezi că s-a deschis ușa de la vânt? Băi, ești nebună? De ce nu te uita să vezi? L-a văzut pe psihopatul ăla cum îi face poze. Acțiune! Oh! Oh my god! De-aia voia să facă un film, fraților. Ăsta e filmul ăla de-aia el a îmbărcat în Michael Myers. Bro, holy shit, ia uite. Ia uite că se duce aici să filmeze filmul și-l vede pe ăsta, man. Oh my gosh, uite asta țipă, bro. Oh my gosh, și aici s-a terminat.
Ok, putem spune liniștiți că am trecut cu brio peste primele două filme și acum suntem la dificultatea grea, fraților, unde vom reacționa la filmul horror Geppetto, a real boy, care spune așa: he's a real boy, but he needs a friend to stay alive. Adică este un băiat real, dar are nevoie de un prieten ca să stea în viață. Nu știu la ce se referă, ceva gen băiat, uite, un băiat care s-a necat într-un lac și gen un ciudat ăsta l-a răpit și l-a făcut păpușă. Fiți atenți. Uite, ăsta e ciudatul, bro. Uite, și l-a răpit, man. Uitați-vă, bro, l-a făcut mare păpușă și ăsta e real Geppetto ăsta. Ia vedeți. L-a răpit și l-a făcut păpușă, man. Uite, așa arăta înainte. Înainte. Silas. Oh, it's you, my precious boy. Yo, uite-l, Silas. Ești tu, băiatul meu prețios. Ok, zic că e foarte, foarte foame. O să-ți fac mâncarea ta favorită. Păi, dar ce-l cunoști? Nu pare că nu l-ai răpit. Uite, îi faci un sandwich. Poftă bună, frățiorul. Nu prea înțelegeți-o care-i treaba, dar o să înțelegem, bănesc. Ți-a plăcut sandwich-ul? Bă, dar de ce copilul e așa de pierdut în spațiu? Ia, păi, ia. Frățuiești cam rău și vezi că băieții răi, mai ales în filmele horror, s-au dus. Asta tot încearcă să-și joace cu el să facă ceva, dar se pare că nu prea iese. Opa! I need a friend! Am nevoie de un prieten! Cine e acolo? E o altă creație de-a lui Geppetto ăsta. Oh! A, ba nu! E ăsta. Am nevoie de un prieten. To stay alive, ca să stau în viață. Frățiorul, fă-i rost de un prieten dacă are nevoie de un prieten să stea în viață. E destul de simplu. Yuhu. Hello. Bă, încearcă să răpească un copil ca să-i facă un prietenul ăsta, bă, ești ciudat. What's your name? Care este numele tău? Beth. What a pretty name. Ce nume frumos, bă, ciudatule, pleacă-mă. Do you want to come play with me? Vrei să vii să te joci cu mine? Pleacă, bă, ciudățilă. I should probably get home. A trebuit să mă duc acasă, bravo, bravo, sora mea. Sorry. I didn't mean to scare you. Și că nu vreau să te sperii. Did you make that doll? Tu ai făcut acea păpușă? Da. I have a bunch more inside. Mai am foarte, foarte multe înăuntru, sora mea, te rog. Sora mea, te rog. Vrei să le vezi? Doamne, frate. Okay, you two. It's tea time. Este timpul de ceai. Bă, ia uite, bă, cum a păcălit omul, doi copii. Bă, ce nenorocit. Asta se simte rău. Ia, arată că treia. Bă, da, ăsta cumva l-a luat la reînviat pe ăsta, sau care-i treaba? Arată că treia. Nu știu, așteaptă. Bă, ce faci? Silas. I need a friend. Păi ți-a dat un prieten, asta e, băi, sora ta. Alive. For alive. Are nevoie de un prieten pentru a sta în viață.
Adică o să-i fure viața lui Sormea? Nu prea înțeleg. Uite aici. Wait. It's just a little hot. Ce că așteptă puțin, e destul de cald. Dar nu uita să sufli. Cred că o să facă pe amică să leșine. Și că se întunecă afară, trebuie să ajung acasă. Nu. Băi, cum adică nu? Și că trebuie să ajungi până toată lumea termină. Ba nu trebuie. Bă, ciudatule! Și că mă doare capul. Aha, oare de ce o doare capul? Oare de ce o doare capul, fraților? Au! Uitați-l! Bro, Gepetto a răpit-o pe fată, man! Oh my god, ce ciudați, man! Mamă! Atât de horror a fost filmul ăsta, dar pe cât de horror a fost și atât de ciudat.